Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Neutralitatea nu poate apăra Republica Moldova. Federația Rusă a sfidat pe deplin acest concept. Declarația aparține ministrului apărării Anatolie Nosatei. Maia Sandu donează premiul de 30.000 de euro organizației Prietena Mea. Asociația este vocea copiilor cu sindromul Down. România rămâne principala destinație a exporturilor din Republica Moldova. Statele din UE vor discuta noi sancțiuni împotriva Rusiei în legătură cu moartea lui Alexei Navalny. Poliția de frontieră informează că în urma unor acțiuni desfășurate la locul căderii fragmentelor de dronă în apropierea localității Etulia Nouă, raionul Vulcănești, s-a constatat că nu există exploziv și zona respectivă nu prezintă vreun risc pentru comunitate. Totodată, conform unui comunicat al instituției, zona în care au fost depistate fragmentele de dronă a fost complet curățată. Este important de menționat că autoritățile competente au luat toate măsurile necesare pentru a proteja localitatea Etulia Nouă din raionul Vulcănești în urma descoperirii, la aproximativ 5 km de localitate, a resturilor de dronă pe data de 17 februarie. Susțin reprezentanții Poliției de Frontieră. Sâmbătă, 17 februarie, Poliția de Frontieră a informat că în jurul orei 16.40, în apropierea localității Etulia Nouă, raionul Vulcănești, au fost identificate alte fragmente ale unei drone. Resturile au fost depistate într-un câmp la aproximativ 2 km de linia frontierei moldo-ucrainene și circa 5 km de localitate. Pe 11 februarie, Poliția de Frontieră a depistat în zona frontierei moldo-ucrainene, în apropierea localității Etulia, raionul Vulcănești, fragmente de dronă de tip Shahed. Echipele de specialiști din cadrul BombTech au neutralizat încărcătura explozivă descoperită în apropierea localității, unde au căzut fragmentele de dronă. Federația Rusă rămâne una dintre amenințările majore la adresa Republicii Moldova, mai ales prin războiul hibrid împotriva țării și staționarea ilegală a trupelor ruse în stânga Nistrului. Conflictul de la graniță a determinat autoritățile să sporească capacitățile de reziliență și să avanseze spre atingerea obiectivului de integrare europeană. Opinia aparține ministrului apărării Anatolie Nosatei și a fost exprimată în cadrul unui interviu la conferința de securitate de la München. Aici nu este doar despre rachete, fiindcă Federația Rusă a sfidat pe deplin acest concept de neutralitate prin atacarea Ucrainei, care tot avea statutul de neutralitate. Și aici este mult de vorbit dacă într-adevăr acest statut ne protejează. Războiul din Ucraina a atras atenția și asupra vulnerabilității Republicii Moldova în materie de securitate. Armata are mult de recuperat pentru a fi una competitivă, dar lucrurile încep să se miște, menționează ministrul. Oficialul a reiterat că prin sporirea bugetului pentru Armata Națională se va investi mai mult în securitate, inclusiv în arhitectura de supraveghere a spațiului aerian. La fel, un aport deosebit îl are și cooperarea cu NATO, un partener de încredere de 30 de ani. Republica Moldova are o istorie de 3 decenii și luna viitoare vom marca 30 de ani de când am inițiat parteneriatul Republica Moldova-NATO prin programa Parteneriat pentru Pace. La ultimul summit NATO aceste proiecte au fost lărgite până la 19 proiecte și acum vor acoperi întreg sistem de apărare național și de securitate și pentru alte ministerii, nu doar pentru Ministerul Apărării. Tot acesta va contribui semnificativ la consolidarea capacității de apărare, la consolidarea rezilienței Republicii Moldova și cel mai principal ne va da posibilitatea pentru a face față la provocările războiului hibrid care sunt resimțite pe deplin în Republica Moldova. Este imposibilă o invazie militară în acest moment, atât timp cât armata ucraineană duce lupte în sudul Ucrainei, în regiunile poziționate, a spus Anatolie Nosatei. Cu toate acestea, dezinformarea și manipularea rămâne a fi o formă a războiului dus de Federația Rusă în Republica Moldova. Federația Rusă folosește toate posibile forme de a influența opinia publică pentru a dezinforma cetățenii, pentru a aduce acea tensiune în societate și de a diviza societatea. Pe deplin resimțim efectele acestui război hibrid, vedem numeroase falsuri, fake news-uri și dezinformări care doar fac ca această presiune în societate să fie evidentă.
Structurile statului au înțeles că trebuie să fim mai proactivi, trebuie să venim cu informarea din prima sursă a cetățenilor. Ministrul apărării Anatolie Nosate a participat în componența delegației Republicii Moldova la cea de-a 60-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, Germania, care a avut loc în perioada 16-18 februarie. În ediția din acest an, care a reunit un număr record de participanți, discuțiile s-au axat pe crizele din mediul actual de securitate, războiul din Ucraina și cel din fâșia Gaza și alte conflicte care au loc la nivel mondial. În marja evenimentului, ministrul Anatolie Nosate a avut o serie de întâlniri și discuții bilaterale cu liderii politici și militari prezenți la reuniune, în cadrul cărora a vorbit despre situația de securitate din bazinul Mării Negre și eforturile în consolidarea rezilienței naționale și a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Conferința de securitate de la München este unul din cele mai importante forumuri globale pentru discutarea politicii internaționale de securitate și reunește factori de decizie și experți internaționali de rang înalt pentru dezbaterea și schimbul de vederi cu privire la cele mai stringente preocupări de securitate internațională. Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și parțiale din 19 mai, anunță Comisia Electorală Centrală. Principalele acțiuni constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea grupurilor de inițiativă și a candidaților la funcția de primar și consilier local, constituirea și organizarea secțiilor de votare, actualizarea și publicarea listelor electorale, informarea alegătorilor și instruirea funcționarilor electorali, monitorizarea alegerilor și reflectarea lor în mass media, organizarea votării și totalizarea rezultatelor scrutinului. Conform prevederilor legale, perioada electorală se va încheia odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor de primar și consilier în consiliile locale. Pe data de 19 mai 2024 vor avea loc alegeri locale noi pentru o nouă componență a consiliilor locale în localitățile Caraclia, Raionul Taraclia, Chioselia Ruse și Cotovscoie din Utea Găgăuzia, dar și pentru alegerea primarului în comuna Târnova, Raionul Dondușeni, orașul Bucovăț, Raionul Strășeni, satul Sagaidac, Raionul Cimișlie și comuna Hănăsenii Noi, Raionul Leova. Alegeri parțiale vor fi desfășurate și în comuna Cealâc, Raionul Taraclia, pentru o nouă componență a consiliului local, dar și pentru alegerea primarului în localitățile Chioselia Ruse și Cotovscoie din Utea Găgăuzia. Șefa statului Maia Sandu donează premiul Timișoara pentru valori europene organizației fondate de Ludmila Adamciuc, prietena mea. Ludmila este mama unei fetițe de 6 ani pe nume Beatrice, diagnosticată cu sindromul Down. Asociația pentru promovarea Timișoarei va transfera direct banii asociației, anunță președinția. Asociația Obștească Prietena Mea are misiunea de a crește gradul de acceptare a dizabilităților prin informare, sensibilizare și abilitare atât a părinților copiilor cu nevoi speciale, cât și a societății. Prietena Mea este vocea copiilor cu sindromul Down și promovează incluziunea lor ca ei să trăiască în familii și comunități armonioase. Fiecare copil are nevoie de dragostea celor din jur pentru a crește, a se dezvolta și a fi fericit. A scris pe pagina sa de Facebook șefa statului. Pe 13 ianuarie, Maia Sandu s-a aflat în România, unde a primit premiul Timișoara pentru valori europene, recompensat cu 30.000 de euro. Distinția Timișoara pentru valori europene a fost înființată în 2023 printr-o unanimă hotărâre a Consiliului Local. Premiul onorează personalități recunoscute pe plan internațional care promovează sau apără valorile europene în interiorul și în afara Uniunii Europene. Banii sunt din contribuțiile unor companii timișorene. O tânără de 24 de ani a fost salvată de la NEC de salvamarii stației de salvare din parcul Valea Morilor, municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de duminică. Tânăra a intrat în apă și nu a reușit să iasă de una singură. Aceasta a fost observată de salvamari care au intervenit de urgență. Ulterior, tânăra în stare conștientă a fost preluată de medicii de la salvare și transportată la spital pentru îngrijire. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de organele de resort. În acest context, IGSU atenționează că aflarea în nemijlocită apropiere de bazinele acvatice devine periculoasă, în special când pe apa lacurilor se formează podul de gheață, iar temperaturile oscilează între minus și plus. Un profesor de brutărie de la o școală auxiliară a fost condamnat la închisoare pentru abuzarea sexuală a doi elevi minori în anul 2009. Potrivit Procuraturii Generale, inculpatul în vârstă de 65 de ani a fost dat în urmărire, acesta eschivându-se de la judecarea cauzei. Într-un episod a fost cercetat împreună cu un vecin, însă procesul penal în privința ultimului a fost încetat în legătură cu decesul acestuia în anul 2018. Peste aproximativ un an, una dintre victime a aflat că a fost infectată cu HIV. Instanța l-a condamnat pe profesor la 17 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.
Judecata a mai dispus încasarea din contul inculpatului în beneficiul părții vătămate a sumei de 5 milioane de lei cu titlul de reparare a prejudiciului moral. Sentința poate fi contestată în instanța de apel. Ucraina ar putea oferi la solicitare orice fel de ajutor Chișinăului în cazul în care vor apărea complicații în soluționarea problemei transnistrene. Asigurarea vine din partea ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefcenco. În cadrul unui interviu acordat pentru 2CV, acesta a mai precizat că Ucraina nu se va mai așeza la masa de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea diferendului transnistran. Ucraina respectă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova și nu va lua decizii unilaterale în privința Transnistriei. Însă, în caz de necesitate, va reacționa prompt la primul demers oficial al guvernului de la Chișinău. A declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Marco Șefcenco. Diplomatul a mai precizat că în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean, formatul 5+2 cu participarea OSCE, Rusiei, Ucrainei, Chișinăului și Tiraspolului plus Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii ca observatori nu mai poate funcționa, deoarece Ucraina nu se va mai așeza niciodată la aceeași masă de negocieri cu Rusia. Potrivit ambasadorului, prin invadarea Ucrainei, Rusia s-a compromis ca mediator, iar Chișinăul și partenerii săi trebuie să identifice un nou format. Anterior, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat că procesul de soluționare a conflictului transnistrean în formatul 5+2, în care Rusia este atât garant cât și mediator, a fost înghețat, iar Occidentul nu dorește să-l convoace. Amintim că anterior președinta țării Maia Sandu a declarat că autoritățile au o viziune privind reîntregirea țării. Potrivit șefei statului, noul format care urmează să fie creat, Uniunea Europeană va avea un rol mult mai important, deoarece Republica Moldova urmează să devină stat membru al blocului comunitar. Statele membre ale Uniunii Europene sunt așteptate să discute noi sancțiuni împotriva Moscovei pentru moartea de săptămâna trecută a lui Alexei Navalny, cel mai proeminent lider al opoziției din Rusia. Despre asta a anunțat șeful diplomației europene, Josep Borrell, înaintea unei reuniuni a ministrilor de externe din Uniunea Europeană la Bruxelles. Pe ambele fronturi, cel politic și cel militar, trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina și poporul rus care dorește să trăiască în libertate, a spus șeful diplomației Uniunii Europene. La rândul său, ministrul german de externe și-a exprimat speranța luni la Bruxelles că Uniunea Europeană va decide în curând cu privire la un al 13-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Polițiștii de frontieră au reținut în flagrant un moldovean în vârstă de 45 de ani în timp ce a ajutat doi cetățeni ucraineni să traverseze ilegal frontiera moldo-ucrainană. Incidentul a avut loc în zona din responsabilitatea sectorului Poliției de Frontieră Vulcănești la sfârșitul săptămânii trecute. Poliția de frontieră afirmă că moldoveanul avea rolul de la preluarea până la transportarea și părăsirea legală a teritoriului Republicii Moldova. În cadrul verificărilor au fost identificați doi bărbați ucraineni de 33 și respectiv 34 de ani. Potrivit declarațiilor și cercetărilor ulterioare, cetățenii ucraineni trebuiau să achite câte $4,000 fiecare pentru a ajunge pe teritoriul Republicii Moldova. Bănuitul, originar din raionul Vulcănești, a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție preventivă. Procuratura a inițiat urmărirea penală în vederea documentării și tragerii la răspunderea persoanelor implicate în acțiunea ilegală, cu respectarea normelor de prezumție a nevinovăției. Migranții ucraineni au solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova. Un cetățean al Republicii Moldova, originar din orașul Cantemir, a fost luat prizonier de armata ucraineană. Acesta are și cetățenie rusă, era stabilit de câțiva ani în Rusia și lupta de partea agresorului în Ucraina. În imaginile publicate de autoritățile ucrainene, el a recunoscut că a acceptat să meargă pe front pentru bani. Prizonierul de război originar din Republica Moldova spune că din 2001 muncea în Rusia, iar din 2019 s-a stabilit acolo împreună cu soția și cei 6 copii. Recent a primit și cetățenia, chiar înainte de a fi trimis pe front. Меня выдворяли постоянно. Ну, то есть были проблемы с судами. Выдворяли, выдворяли. И вот сейчас, когда вас нужно было отправить сюда, вам быстренько дали гражданство? Так точно. Чтобы вы ехали людей убивать. Ну, не убивать, ну. А что делать? Сказали, служить буду в части. Там, А вы поверили? Поверил. Ага. Я не верю. Он сюда с оружием пришел, с автоматом пришел. Realizatorul imaginilor, jurnalistul ucrainean Volodymyr Zolkin, l-a contactat pe fratele prizonierului care muncește în Marea Britanie. Bărbatul a fost mirat de faptele fratelui său și a susținut că rudele nu știau ce a făcut. У тебя как там? Нормально. Хорошо, нормально. Сегодня драку ты прямо за кормом.
Bărbatul a fost informat că nici autoritățile din Republica Moldova și nici cele din Ucraina nu-l pot ajuta să fie eliberat. Singura soluție este ca Moscova să facă o cerere în cadrul unei noi runde de schimb de prizonieri. 10 vehicule anunțate în căutare, care figurau în baza de date a Interpol, au fost depistate de reprezentanții Agenției Servicii Publice atunci când cetățenii Republicii Moldova au solicitat înmatricularea bunului. Astfel, Agenția Servicii Publice informează că înmatricularea, transcrierea dreptului de proprietate și radierea autovehiculelor și remorcilor se efectuează doar după atestarea obligatorie a faptului că vehiculul nu figurează în căutarea internațională la data efectuării înmatriculării. Orientarea către mașinile second-hand este una dintre opțiunile preferate de către cetățenii care caută să procure un automobil bun la un preț mult mai mic decât cel din saloanele auto. De cele mai multe ori, vehiculele cu parcurs sunt aduse de peste hotare, iar cetățenii se pot confrunta cu riscul să fie furat, iar vânzătorul nici să nu cunoască acest lucru. Precizează reprezentanții ASP, înainte de efectuarea operațiunilor de înmatriculare, informații referitoare la numărul de identificare al vehiculului și numărul motorului se verifică automatizat prin baza de date a Organizației Internaționale a Poliției Criminale Interpol. Verificările se efectuează online, iar răspunsul este primit imediat. Serviciul este gratuit. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere pentru mărfurile și produsele moldovenești, valoarea exporturilor în țările UE constituind peste 2,6 miliarde de dolari, cu 4,6% mai mult comparativ cu anul precedent. Pe de altă parte, potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile de mărfuri în CSI sunt în scădere. Cu detalii vine colega noastră Maria Filimon. Maria, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Octav! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Biroul Național de Statistică notează într-un comunicat că pe parcursul anului 2023, volumul livrat în țările CSI a fost de puțin peste 890 de milioane de dolari, adică cu 14% mai puțin decât în 2022. Principalele destinații de export pentru produsele și mărfurile moldovenești sunt România, Ucraina, Italia și Germania. De exemplu, din volumul total de exporturi, în România au ajuns peste 35%. Pe locul 2, cu o pondere de aproape 15% este Ucraina. Totodată, din volumul total, peste 6,4% din exporturi au fost făcute în Italia, iar 5,5% în Germania. De cealaltă parte, pe ultimele locuri se situează Federația Rusă, Polonia, Bulgaria, Belarus, SUA, Spania, Olanda și Ungaria, unde ponderea oscilează între 1 și puțin peste 3%. Statistica oficială mai arată că în 2023 Republica Moldova a livrat mai multe mașini și aparate electrice comparativ cu 2022. Ponderea acestora din volumul total de exporturi a constituit 15,4%. Cota cerealelor și preparatelor pe bază de cereale constituie aproape 11%, iar exporturile de petrol și produse petroliere a atins nivelul de aproape 10%. Aproximativ aceeași cotă revine și livrărilor de fructe și legume peste hotare. În schimb, s-au redus exporturile de grăsimi și uleiuri vegetale, semințe și fructe, dar și de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Datele mai arată că transportul rutier rămâne a fi cel mai utilizat, cu ajutorul căruia aproape 80% din produsele moldovenești ajung peste hotare. Pe cale maritime se transportă 13,5% din mărfuri, iar cel mai puțin utilizat este transportul feroviar și cel aerian. Benzina se scumpește cu 12 bani, iar motorina cu 10, astfel, conform noilor prețuri plafon stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine, 20 februarie, un litru de benzină va costa 24 de lei și 89 de bani, iar pentru un litru de motorină, șoferii vor achita 22 de lei și 97 de bani. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați datele meteo și jurnalul orei 20 prezentat de colega mea Nicoleta Toacă. Iar noi ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei.